Bună ziua la toți! Stimați colegi, astăzi noi avem o întrevedere, eu consider destul de importantă, în procesul de pregătire a raportului cu privire la starea științei, am depistat mai multe probleme ce țin de datele statistice. Domnul Camician, veniți, sunt în locul. Iată, e aici spate un scaun. Da? Da, este, da? Deci, am depistat mai multe probleme ce țin de datele statistice, adică din diferite surse am primit diverse date și am mai depistat că ceea ce avem pe internul întotdeauna corespunde cu datele care noi le scoatem din bazele internaționale. Au mai fost și cazuri când în rapoartele care le-am primit din exterior, de exemplu, raport primit de la UNESCO, erau date care nu ne reflectau poate în cea mai favorabilă lumină. Pot să vin și cu exemplu date despre finanțarea cercetării și pentru fiecare țară era descris contribuția din diferite surse. De exemplu, ce vine de la buget, de la sectorul privat, din granturi externe. Iar în cazul Republicii Moldova era scris procentul care vine din granturi externe și rest era al meu, nu cunoaștem. Și e clar că nu putem tolera această situație, cu atât mai mult că suntem asociați la programele comunitare, programele europene, cu atât mai mult că noi facem tot posibilul ca să ne integrăm în spațiul european de cercetare, facem tot ce depinde de noi ca să internaționalizăm știința pentru a beneficia de colaborările internaționale și chiar astăzi am avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova și am discutat de aceste aspecte de internaționalizare, de crearea noilor punți de colaborare internațională și desigur că în context trebuie să ajustăm statistica noastră ce ține de domeniul cercetării și elaborării și inovării la exigențele zilei de astăzi. Și suntem, să atrag atenție, la finele deceniului 2 al secolului 21. Nici n-am observat când au trecut 19 ani din anul 2000. Și chiar acei care s-au născut în 2000, astăzi au 19 ani, generație. Iată, vedeți, domnul Camician Găină spune că suntem deja invitați la nuntă de tinerii care s-au născut în secolul 21. Și este clar că trebuie să discutăm aceste probleme astăzi, să venim cu propuneri. Eu mulțumesc tuturor celor care au dat curs și reprezentanților ministerelor și avem aici directorul general al Biroului Național de Statistică, domnul Vitalie Valcov, directorul ANACEC și membru al adunării generale al Academiei de Știință, domnul Chiciuc. Avem membrii ai Academiei, eu mulțumesc membrilor Academiei și domnului vicepreședinte Boris Găină și domnului academician Popovici și iată a venit și domnul membru corespondent, domnul Prisăcarie și directorilor de institute și colaboratorilor care sunt astăzi prezenți, reprezentanți ai secțiilor de știință. Vom avea un schimb de opinii în care rugămintea este să ridicăm, să punem în discuție acele probleme care noi le-am depistat și dumneavoastră le cunoașteți
Și pentru a iniția această discuție, l-am rugat pe domnul director al Institutului Dezvoltării Societății Informaționale, domnul dr. Igor Cojocaru, să vină cu o mică introducere și după luare de cuvânt, câte minute aveți nevoie, domn director? 15. Până la 15, vă rog, până la 15 minute. După aceasta, deci noi o să ne expunem și în final o să venim cu o hotărâre. Deci, domnul director Igor Cojocaru, sunteți de acord, da? Da. Vă rog. Bună ziua! Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această oportunitate. De fapt, este o provocare care, cel puțin, o inițiasem la institut mai mult de 10 ani în urmă. Am depistat când am încercat să găsim publicații ale colegilor și exact datau din 2019, când am observat că, de fapt, sunt probleme la componenta statistică. Dacă îmi permiteți să mă așez. Mulțumesc. Am formulat prezentarea statistică în domeniul cercetării și inovării din Republica Moldova, politici bazați pe dovezi și, practic, o abordare de la colectarea de date la colectarea pe dovezi, un principiu al auditului, care am încercat și eu pe perioadă să mă specializez și ține de securitatea informațională. Atunci când nu ai dovezi, de fapt, nu poți lua o concluzie. O constatare, de fapt, ce se întâmplă în această epocă în care noi ne dezvoltăm, tot mai multe specialități devin mai întrebate, altele dispar în vizor, iar în cele top 10 locuri de muncă analizate până în 2022, pe poziția numărul 1 sunt analiștii și cercetătorii de date. De fapt, fiecare pot să facă o concluzie. Iar top în descreștere sunt operatori de introducere a datelor. De fapt, care noi vedem tot Republica Moldova, tot mai mult alte țări externalizează acest serviciu în țara noastră. Probabil trebuie să fim conștienți că avem nevoie peste 100 de zile de recalificare și perfecționare profesională periodică pentru a fi competitivi. Iar domeniul cercetării și inovării nu face excepții. Noi să nu credem că noi suntem în lumea noastră, iar ceilalți merg alt scenariu. O altă abordare, până în 2030, vrem noi, nu vrem, de fapt, s-a pornit și de la cercetare, trebuie să țintim către realizarea celor obiective de dezvoltare durabilă, care, da, documentul de politici nu a trecut toate procedurile, dar multe organizații deja instituționalizează. Și aici eu vreau să mulțumesc colegilor de la Biroul Național de Statistici, care au fost primii cei care s-au avântat în acest exercițiu, care era deloc ușor pentru a înțelege ce e aceasta, cum se mănâncă pentru a face o cartografie, să răspundă, dar ce date există deja în sistemul statistic național pentru a ne ușura acest proces de raportare. Avem peste 256 de indicatori naționalizați, pentru care 50% există deja date disponibile. Evident, probabilitatea că nu o să fie definiți toți termenii, va fi o claritate și mai mare. Este un alt concept care ne atinge pe toți noi, cei din cercetare, conceptul de știință deschisă. Știința nu mai este în laborator, știința nu mai este în instituții, știința, rezultatele de cercetare trebuie să fie deschise pentru a permite circulația optimă a cunoștințelor. Nu putem aștepta ani de zile până va fi publicat. Trebuie să fie publicat cât mai rapid, dacă vrem să fie un impact. O altă abordare foarte importantă este specializarea inteligentă a țărilor. Fiecare această abordare este promovată și de Republica Moldova și probabil în curând va apărea și un document de politici, iar își afectează și comunitatea științifică în special. Iar toate aceste momente pot fi corelate foarte bine cu datele. Datele pot fi acel catalizator care le poate uni pe toate și a ne asigura o optimizare a tuturor rapoartelor care le facem. Iar datele trebuie să fie ușor identificabile, accesibile, interoperabile și reutilizabile. Principiul de reutilizare a datelor este un principiu fundamental. În cazul în care nu va fi respectat, noi pur și simplu nu vom face știință, dar vom raporta.
Pe această masă ne-am asumat responsabilitatea să vă înșurăm o față de masă. Sunt 13 metri de metadate colectate în rapoartele cu vreo 2-3 ani în urmă. Mai departe, prea mari schimbări erau în țară și n-am reușit să le colectăm. Dacă mai introduceam și obiectiv de dezvoltare durabilă, ajungea și mă la domnul director al Biroul Național de Statistică. Îi cerem scuze că n-a ajuns până... Dar realitatea este și mai dură. Deja există o experiență. Cel puțin două proiecte care noi ca instituție am avut o oportunitate să colaborăm cu Biroul Național de Statistică și sunt profesioniști, există o echipă cu care se poate conlucra pentru a face această ghiuliotină, dacă vreți, în birocrația de raportare a datelor care uneori nu sunt relevante. Iar ultimul proiect care este în derulare de la Comisia Europeană ține de specializare inteligentă, chiar acum este în derulare, alți indicatori care iarăși solicită date economice, care iarăși sunt surse primare de la Biroul Național de Statistică, care trebuie să fie prelucrate la zi, inclusiv de către comunitatea științifică. Câteva rapoarte, dacă mai era vreo zi, două de raportare, mai găseam în câteva rapoarte unde este reflectată știința rapoarte statistice. Credeam că sunt trei, dar astăzi când am încercat, mi-a venit săptămâna trecută un raport inovare, printr un inov, să vă spun că este un lucru foarte frumos, elaborat de Biroul Național de Statistică, însă credeam că îl completează toate instituțiile de cercetare. Și mi-am dat seama că nimeni nu îl completează. În schimb, mi-au spus, dar noi completăm alte rapoarte, care se numesc unul INV, inventare de ăsta, investiții, care am găsit și acolo câteva rubrici, ce ține de cheltuieli în dreptul de obiecte de proprietate intelectuale, cheltuieli și programe informatice, tehnici de calcul. Adică sunt alte momente care, metadate care pot fi relevante pentru decizii. Când se raportează? Care este numărul de respondenți? Și aici am observat, de exemplu, analizând raportul cu informatizare, că actori importanți nu completează, sau instituții, universități de stat mari, de zeci de mii de actori, îmi spun că ei nu completează unul INF cu informatizarea. Și când, de fapt, completează? Sau Asociația RENAM, nu înțeleg de ce RENAM nu completează cu informatizarea, care este un actor foarte important. Probabil este nevoie de această de comunicare, deoarece nu de fiecare dată Biroul Național de Statistică are suficiente capacități pentru a duce această evidență tuturor actorilor importanți. Noi ar trebui din sistem să facem și noi un pas pentru a avea aceste date relevante, disponibile. Au apărut și noi actori care sunt relevanți sistemului de cercetare inovare din Republica Moldova, cel de gestionarea politicilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care iar sunt responsabili de lista studenților doctoranți matriculați. Aceste date, ei elaborează listele, datele sunt reflectate în rapoartele statistice. N-am încercat să verific dacă cifrele coincid sau nu coincid, dar în câteva rapoarte coincideau. Asta era un lucru îmbucurător. Înseamnă că, de fapt, au început Ministerul și Statistica să lucreze cu dreptul. Parteneriatul poate fi stabilit. AGP, ei au mers permanent cu un pas înainte, bravo lor, am putea să dezvoltăm acest parteneriat și mai bine. Ne-am, odată cu aprobarea documentului de politici, strategie de cercetare și dezvoltare până în 2020, noi ne-am propus ca instituții, fără să fim obligați de nimeni, să ducem această evidență a indicatorilor stipulați. Și am observat că, de fapt, nu este loc ușor. Unii indicatori nu erau formulați bine, alții, deoarece tot s-a făcut din mers. Am făcut o analiză cu 3 ani în urmă, unde cine mai colectează aceste date, aceste indicatori, sunt de fapt 32 la număr și observați, X este, dacă există o altă entitate la nivel național sau internațional care colectează aceste date și țintele propuse. Din păcate, acum tot mai mult se discută, strategia să fie abrogată, dar nimeni n-a făcut nicio analiză. Eu mă întreb, dar de ce s-a mai elaborat documentul ăsta? De ce nu s-au mers cu cadrul bugetar pe termen mediu pentru a investi, pentru a atinge aceste ținte? Adică cam s-a creat impresia că indicatori de dragul indicatorilor. Am încercat să analizăm, dar ce se întâmplă pentru a mânca acest elefant pe bucăți, să vedem care sunt termenii, metodologia de calculare. Și am identificat puțin diferite informații, de termeni, unele instituții calculează unii indicatori, alții indicatori, dacă nu este o corelare suficient de
de bună. Așa este pentru fiecare indicator. Cu atât mai mult, dacă observați, instituțiile care colectau până în 2008 raportau în general alte date. Abia din 2008 abia sub sincronizare. Iar ceea ce este cu lină întreruptă, ceea ce s-a propus în documentul de politici, și vedeți că noi mergem exact în altă direcție. Adică ar fi foarte bine ca indicatorii să nu fie de dragul indicatorilor, dar să fie stabiliți cât mai corect. Activitatea de cercetare și dezvoltare în anul 2018. S-au raportat 3054 de cercetători, din număr total de 4451 de persoane angajate în domeniu conform Biroului Național de Statistică. Personalul științifico-didactic, care tot efectuează activități de cercetare, care sunt la număr de 4039 de persoane, o treime din activitatea lor ține de cercetare, ei undeva parcă sunt, dar parcă nu sunt. Trebuie să vedem cât este de corect. De exemplu, dacă instituțiile cercetătorii efectuează cercetări în bază de proiecte, cei din instituțiile de învățământ superior efectuează cercetări publică, primesc salariul o parte din noi, că există și un document, regulament cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice, care stipulează foarte clar, de la 517 ore până la 770 de ore, cât 45 minute, sunt acordate și achitat salariul pentru această activitate științifică. Ar fi bine să fie efectuat și ea prin proiecte sau nu. Avem și doctoranți, care sunt 1569, care tot efectuează activitatea de cercetare științifică. Sunt și la forma de zi și la fără frecvență, de fapt. Aceștia sunt un potențial nevalorificat la maxim. Este bine că s-a început proiectele de prin doctorat, proiectele care sunt gestionate de Ministerul Educației, Cultură și Cercetări, adică tot este un element competitiv, dar ar trebui cumva să meargă toți într-o țintă. Faptul bun este, domnul Acălincean, că UNESCO, deci la UNESCO deja datele sunt mai actualizate decât erau câțiva ani în urmă. Este un lucru îmbucurător. Numai că sau eu în grabă am căutat sau nu am găsit unii fonduri cei din Uniunea Europeană. La germani, la italieni am găsit, dar aici parcă s-au pierdut. Dacă în cealaltă parte, în anii precedenți, erau doar cei finanțați din Uniunea Europeană, aici s-a primit, probabil, Biroul Național de Statistică furnizat aceste date mult mai bine. Sau nu știu cine este sursa primară. De fapt, n-am încercat cu toți indicatorii, dar mi-am pus o întrebare, totuși, câți cercetători suntem noi? Avem 4.451 de salariat în cercetare, dezvoltare, avem personal științific-didactic care în om lună s-a primit cam 13.000, dacă acolo este 45 minute activitățile, doctoranți 1569, iar autori unici care au publicat în bază de date instrumentul bibliometric național, care aveți toți astfel de buclete, avem 5888 și mai mulți, adică avem entuziaști care efectuează și publică lucrările de cercetare și în afara acestui sistem. Astea sunt niște recomandări al acestui buclet care încercăm să publicăm ediția a treia deja cu datele din 2018, când au apărut toate datele, unde am încercat pentru fiecare indicator să dăm niște recomandări. Nu am ajuns la toate părțile interesate pentru a discuta. Probabil această zi este un bun start pentru a conveni cum ne mișcăm mai departe. Am încercat să dăm unele recomandări, nu suntem cei mai vizați, dar o conlucrare, o colaborare, cred că ar duce la identificarea soluțiilor relevante pentru toți, astfel încât să știm, să raportăm date care relevante pentru luarea deciziilor. O altă abordare este, de exemplu, am încercat să identific pe site-ul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, unde se publică rezultatele proiectelor care vor fi finanțate. Ultimele două poziții țin de organizarea evenimentelor științifice, manifestărilor științifice și de publicarea monografiilor. Părerea mea, nu știu dacă 200-300 sau 100 de exemplare de monografii sau de materiale conferințelor ar avea un impact publicat în format hârtie. De ce nu ar fi parte a inițiativei de acces deschis?
Doar datele în acces deschis pot ajunge la beneficiar. În caz contrar, noi discutăm despre noi. Mulțumesc pe această cale ANACEC, care a aprobat două regulamente foarte bune, astfel încât componenta de evaluare a reviziilor științifice să fie efectuată prin instrumentul bibliometric național și automat fișele de evaluare, tot ce este cantitativ, se generează de IBN. Nu mai trebuie colegii de redacție să ducă evidența cât cifre, doar trebuie să se îngrijească ca informația din IBN să fie corectă. Și toți cei care organizează evenimente științifice vor fi recunoscute doar evenimentele care vor fi în această bază, în acest deschis. Adică cei care generează conținut științific să prezinte sursa primară, iar noi vom genera date. Datele să fie recunoscute în baza acestei informații furnizate în acces deschis sau nu, în funcție de politica care are revista științifică sau evenimentul științific organizat. Iar ce a fost foarte bun în viziunea noastră, care un început bun, este acest instrument, expert online, care nu arată doar titlurile proiectelor, dar pot fi extras cel puțin de rezultate preconizate, pot fi analizate publicațiile care au fost obținute în baza acestor proiecte. Din păcate, cu vreo câțiva ani în urmă, această soluție informatică a fost oprită, s-a dezvoltat un alt sistem care nu este altceva decât un sistem închis, doar de depunere online a propunerilor de proiecte, dar nu și de evaluare și diseminare a rezultatelor. Altă inițiativă relevantă care este susținută de Ministerul Educației, Cultură și Cercetări și de Centrul Comun de Cercetare este acest concept de specializare inteligentă a țării. Și aici utilizarea datelor statistice este foarte importantă și mulțumesc pe această cale celor de la BNS care au furnizat datele pentru acest exercițiu, dar este un exercițiu care trebuie să fie continuu. S-a dezvoltat mai mult probabil pe relații personale, dar nu este instituționalizat. Noi, cei care suntem implicați în acest exercițiu în continuare, avem probleme că pe ultimii 2 ani deja nu mai avem date. Adică nu este stabilit un parteneriat sustenabil. Sursele care au fost menționate de cei de la Uniunea Europeană, mă întreb de ce au utilizat datele din sistemele informației elaborate de DSI, dar nu au utilizat datele relevante ale celor care sunt responsabili. Probabil cei care sunt responsabili nu au fost suficient de deschiși. Adică noi avem la componenta de deschidere, avem o problemă care trebuie să o recunoaștem, să vedem cum o soluționăm. Cetățenii așteaptă rezultatele accesibile și acum se liniștesc să facă mai mult de 3 click-uri. Este un obiectiv foarte important. Obiectivul 17, obiectivul parteneriat pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Dragi colegi, toți pe domeniile noastre suntem implicați atât în avizarea documentelor de politici, cât efectuarea unor cercetări pe mulți din acești piloni, aceste obiective. Până în 2030, vrem, nu vrem, dar va trebui să raportăm, deoarece dacă vrem să ne asigurăm că cercetarea aduce o plus valoare adăugată societății. Și aici am inclus o imagine care a fost împarteneat cu ca rezultat al proiectului Organizarea Procesului de Cartografiere a Ecosistemului de Date din Republica Moldova, adică inițiativa care a fost până la elaborarea documentului de politici Strategia 2030. Și vreau să menționez că avem nevoie de o interacțiune a tuturor actorilor implicați în procesul decizional pentru a face ca acest ecosistem de date să fie unul funcțional. Am extras din câteva documente au fost elaborate de către BNS care sunt apăsate în acces deschis cu privire la naționalizarea indicatorilor pentru dezvoltare durabilă și aici, deoarece în 2017 era în Academia de Știință responsabilă, s-au reflectat datele. Acum actorii s-au schimbat, trebuie de dus evidența că permanent suntem actori a unui proces de schimbare. Iar unica și singura constantă în viață este schimbarea. Stimați colegi, dacă noi nu vom schimba noi abordarea, ne vor schimba probabil alții și nu de fiecare dată în direcția corectă. Noi trebuie să avem o altă abordare, nu raportare pe format hârtie care cifra acestea să nu fie analizate de noi, dar totuși să fie o informație
cât mai des utilizate de către toate părțile interesate. Și la acest capitol noi nu suntem la zero. Încă în 2014 a fost propusă o arhitectură a platformei de interoperabilitate în sfera cercetare-dezvoltare. Evident că în baza experienței acumulate aceasta tot suferă schimbări și noi avem deja unele sisteme informatice care sunt utilizate și sunt zeci de mii de utilizatori care utilizează această informație. Avem la capitolul proiecte atât expertul OLAN cât și platforma elaborată de ANCRE. Avem obiectul de proprietate intelectuală, două soluții ale AGP. Avem la capitolul publicații instrumentul bibliometric național care are peste 79.000 de publicații. În fiecare lună peste 1.000-2.000 de publicații ajung în acces deschis către toată populația. Avem repozitorile instituționale ale universităților. Ale Institutului Cercetare, din păcate, nu avem nimic decât la Institutul Național de Cercetări economice. Și la componenta indicator. Asta este spațiul care trebuie să-l explorăm în această inițiativă. Sunt mai multe părți interesate. În baza indicatorilor care sunt în strategia de cercetare dezvoltare, a fost elaborată și o platformă unde pot fi vizualizați acești indicatori online. A fost dezvoltată platforma știu.md care încearcă să acumuleze, să fie un ghișeu unic pentru toată informația din cât este disponibilă în sfera știință și inovării. Expertul online, chiar dacă n-a fost folosit pentru depunerea online a propunerii de proiecte, generează diverse registre în utile pentru sfera științei și inovării. Peste 257.000 de utilizatori utilizează aceste informații, peste 15 milioane acuși o să fie de accesări. Iar sistemele informații generate de AGP, noi suntem, de fapt, repet, actori a unei schimbări. Cred că suntem la nivelul, probabil, la etapa de conștientizare că trebuie să efectuăm o schimbare, iar fără o evaluare ex-ante nu vom avea succes. Am elaborat unele recomandări. De fapt, cea de bază este să stabilim totuși un parteneriat în vederea optimizării datelor administrative în domeniul cercetare-dezvoltare, deoarece mai departe ne așteaptă datele de cercetare, care sunt o platformă și mai grea de explorat. Cred că noi avem de îndreptat astfel încât trenul nostru accelerat către cetățeni să urnească din loc. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, și noi vă mulțumim, domnule director, pentru informație. Nu vreau să menționez că așa a sunat, ați venit cu peste 10 metri de date. Dacă era un nanometru, peste 10 miliarde de nanometri de date. Dar știți, ați accentuat multe aspecte importante și deci în context, iată, crearea acestei platforme știu.md, eu cred că este o încercare de a avea o bază de date la nivel național. Iată, noi intrăm în bazele de date internaționale, de exemplu, dacă e vorba de rezultatele cercetării, de lucrări publicate, în câteva secunde putem, pentru orice persoană și chiar pentru Republica Moldova, să vedem ce publicații sunt în revistele internaționale, care este locul nostru, vizibilitatea noastră, cu informații referitor la cetări, la factor de impact, Hirsch factor și așa mai departe. Și eu cred că aceeași platformă, aceleași posibilități trebuie să le elaborăm la nivel național, fiindcă, repet, suntem în secolul 21 și are dreptate domnul director, dacă sunt publicații de ele, nu sunt în formă electronică și nu pot fi accesate, asta înseamnă că doar un număr foarte limitat de persoane pot să utilizeze acele date. Și uneori noi publicăm, dar de la bun început conștientizăm că această publicație va fi utilizată doar de câteva persoane, pentru că scopul, până la urmă, este ca ele să fie accesibile deci, pentru toți cei cu interesați. Și la nivel național și trebuie să intre în bazele de date internaționale de dorit. Și atât dacă vom reuși împreună să avem și platforme naționale și bazele de date naționale și
să le utilizăm tot așa cum noi deja utilizăm bazele de date internaționale, eu cred că o să ridicăm nivelul și o să creăm condiții când noi vom avea vizibilitatea pe care o merităm la scară europeană și internațională. Deci, stimați colegi, eu atunci, cu permisiunea dumneavoastră, ofer cuvântul domnului director al Biroului Național Statistică să vină poate cu opinii și poturile. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați academicieni, savanți, director și toți cei care sunteți prezenți. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această masă rotundă. Noi ne bucurăm că domnul Cădincean, președinte Academiei Științe, domnul Vigineanu, a considerat cuvință că este momentul potrivit pentru a relansa colaborarea noastră, care durează, de fapt, de mai mult timp, în 2007, cum s-a menționat. Pe parcursul acestor 12 ani a fost o perioadă așa, cât mai reușită, cât mai puțin reușită, dar nu putem nega acel progres pe care îl avem noi în conlucrarea cu dumneavoastră. Deci la elaborarea celor indicatori statistici pe domeniul cercetării dezvoltare și pe alte domenii importante. Dar evident că nu suntem și noi mulțumiți de rezultatele care le avem până în momentul actual. De aceea, astăzi ar putea fi o zi când noi am putea relansa, cum am spus, colaborarea și a dezvolta parteneriatul. Și când spun parteneriat, aș vrea să... Am discutat cu domnul președinte înainte de ședință și dânsul a acceptat să stabilim acest parteneriat. Formele pot fi diferite, în formă de fie un acord de colaborare semnat sau altă modalitate. Cu siguranță va trebui să creăm un grup de lucru comun. Stabilim împreună cu dumneavoastră după această ședință, dar este important să dăm start sau să accelerăm parteneriatul, colaborarea. Din prezentarea care am văzut-o, într-adevăr, dumneavoastră veniți, ați făcut o analiză foarte prețioasă a stării de lucruri, ați venit și cu recomandări. Unele consider eu că pot fi luate de start și implementate, dar evident că mai multe recomandări vor fi elaborate de acel grup de lucru care va conlucra în următoarea perioadă. Când zic de parteneriat, înțeleg că, sau așteptăm să fie reciproc avantajos, pentru că noi, ceea ce a lipsit, cred eu, în trecut, când mai mult se aștepta de la statistică, la domeniul statistic, din partea științei, rezultate sau, știu, produse, când și noi avem și problemele noastre și, eu știu, provocările noastre, care, de ce nu, mediul academic și științific ar putea să ne ajute în această conlucrare, pentru că este un potențial enorm în Republica Moldova, o cunoaștem, și dacă și statistica ar beneficia de urmare activității dumneavoastră, cred că ar fi spre binele tuturor. Deci, nu sunt acum în detalii cu problemele care noi ne confruntăm, cred că asta ține de activitatea grupului de lucru care va fi creat. Dar vreau să spun că noi suntem întru totul deschiși pentru a soluționa la maximă valoare acele probleme care ne confruntăm și noi, dar și știința academică, pentru a obține acele date cele mai relevante, fiabile și mai ales în contextul obiectivului de dezvoltare al mileniului. Deci mă bucur să văd că Academia de Științe, institutul dumneavoastră se preocupă de această tematică, fiindcă pentru noi este prioritatea acum cea mai mare. Vreau să spun că suntem în echipă cu câteva persoane, una dintre care este directorul general adjunct, doamna Aurelia Spătaru, a fost numită relativ recent în această funcție, dar dânsa are o experiență ce ține de obiective de dezvoltare ale mileniului, anterior ale mileniului, dar acum obiective de dezvoltare durabilă. Și cunoașteți dumneavoastră că Biroul Național Statistic are într-un fel un rol crucial în primul rând, dar și totodată și de coordonator pe acest domeniu. Cum am zis încă o dată, salutăm și este binevenit acest început de conlucrare și să ne dorim succes în activitatea de mai departe. Mulțumesc! Da, vă mulțumim, domnule director. Domnul director Chiciucă, vă rog câteva cuvinte. Domnul președinte Chineanu,
Mersi pentru invitație și pentru lansarea acestei discuție, domnul Cojocaru, mersi pentru informațiile relevante, onorată asistență. ANACEC nu este Agenția Națională de Asigurare Calității în Educație și Cercetare, adică cine a uitat denumirea ANACEC, nu este o instituție colectoare de date statistice, însă noi suntem o instituție furnizoare de ce sau generatoare de ce sunt date statistice. Domnul Cojocaru deja a menționat, împreună cu Academia de Știință, noi am relansat evaluarea revistelor științifice și a manifestațiilor științifice. Acest lucru se regăsește deja în bază de date IBN. Aș reaminti lucruri care probabil cunoaștem cu toții. Cele mai relevante și cele mai exacte date cu privire la persoanele cu titluri științifice, cu titluri științifico-didactice, se regăsesc la noi, la agenție, pentru că noi emitem diplomele. Adică și cu plăcere, noi o să ne includem și furnizăm, numai trebuie să găsim o platformă cum să facem acest lucru, că ele să regăsească aceste date și în baza de statistică. Atâta, pentru că pe lângă toate titlurile științifice, spuneam științifico-didactice, iarăși noi recunoaștem titlurile oferite în străinătate. Iarăși ele sunt la noi și cu plăcere noi ne încadrăm și le furnizăm aceste date ca să existe și să fie cunoscute. Toate persoanele abilitate cu dreptul de conducere doctorat. Iarăși, acestea sunt la noi și noi cu plăcere le furnizăm. Ne-am ciocnit, iarăși, cum astea s-au menționat, date cumva contradictorii cu privire la programele de studii acreditate. Aceste programe sunt acreditate de către această noastră instituție și astăzi noi cu plăcere putem furniza învățământ superior, licență, master, doctorat, învățământ profesional tehnic și formare în continuu. Dacă noi depășim domeniul cercetării, dar ele, oricum aceste date sunt și e bine să regăsească baza statistică a Republicii Moldova. Pe dimensiunea științifică, numărul școlilor doctorale și programele pentru fiecare școală doctorală se regăsesc la ANACEC. Iarăși, aceste date noi le furnizăm, numai iarăși să găsim această platformă. Pentru un viitor, domn director, să ne gândim că noi inițiem și pentru învățământul general. Există SIME astăzi care trebuie completat, dar această responsabilitate privind evaluarea instituțională, cât și a cadrelor de conducere și a cadrelor didactice din învățământul general, aceste date se vor regăsi la ANACEC. Noi suntem deschiși pentru colaborare și furnizarea datelor cele mai veridice. Domnul Ghinean, încă o dată mersi, stimați colegi, suntem aici pentru colaborare. Vă mulțumim mult. Onorată asistență, atunci cine dorește să ia cuvântul, să se expună? Da, întrebări, da, corect, întrebări. Eu mă folosesc de ocazie că este conducere de vârf la ANACEC. Și aș vrea să pun o întrebare pe care sunt sigur că ați discutat-o, că o cunoașteți, ea în cadrul Academiei se discută, cu referire la titlurile științifice. Adică doctor, doctor habilitat, doctor cercetător, eu am în vedere și titlurile și gradele. Hai că le-ați inversat dumneavoastră acolo sau cine le-a inversat, să zicem, legiuitorii, nu pot să zic cine, nu importă în cele de urmă, nu e atât de principial. Dar iată, momente principiale sunt următoarele. Primul. Medicii sau doctorii, cercetători, cum să primească ei titlul de profesor dacă respectă etapa respectivă, adică cerințele. Adică, eu repet, poate că nu prea clar am explicat, dar după susținerea tezei de doctor habilitat, cercetătorii, dacă au 3 doctori pregătiți, primesc titlul, și așa mai departe, alte componente, primesc titlul de profesor cercetător. Chestia aceasta nu are reflectare acum în legislație. Nu este. Cum am putea noi? Care e problema? La ce etapă? Ce ne așteptăm? În acest aspect, aici e una, o întrebare, și a doua întrebare, cumva mi se pare parcă ironată situația când cercetătorii luați în cadrul științei nu au dreptul, nu toți au dreptul, dacă nu au trecut rezidențiatul, să zicem în medicină, să susțină tezele.
cumva mi se pare mie straniu. Profesia lui e cercetător, dar să susțină teza nu are dreptul, dacă nu a terminat școala, n-a absolvit școala de doctorat. Ei, zicem, până la început, până și două, și mai este una de curiozitate adresată domnului Cojocaru, cu referire la aspectele de renovare a cunoștințelor. Dumneavoastră ați numit 101 zile cam ne preia pentru a renova, pentru a actualiza într-o profesie sau alta. Întrebarea va fi, da, în câte perioade? 101 zile pentru ce perioade? Studiul arată că în perioada până în 2022. Nu, iată să zicem așa. Noi în medicină, odată în 5 ani, e de dorit să trecem așa numit perfecționările, etc., etc. Eu am înțeles că în diferite profesii poate să fie diferite perioade. Iată, m-ar interesa acești 101 zile, din cât? Odată în un an, 2, 3, 5, 10. Mulțumesc. Domnul director, doar ca să poate să vă ajut, dacă permiteți. Deci, noi am pregătit propuneri pentru modificarea legii, modificarea codului cu privire la științe și inovare și iată prima întrebare dumneavoastră ați formulat-o cu profesor cercetător și noi deci am inclus-o în propuneri. Să vedem. Deci noi aceste propuneri le transmitem la guvern, la comisia parlamentară și sperăm să revenim la o situație care a fost și, dar poate domnul director Chiciuc mai vine cu informația. Și dacă vorbesc ca replică, domn președinte, da, noi venim, dar uitați-vă de când, de acum, a trecut mult timp, de când cei care deja dispun de toate posibilitățile, dar nu pot face următorul pas. Păi, să vedem poziția în aceea, da. Da. Noi cu amestecatul nu știm că noi n-am amestecat nimic, adică vis-a-vis de replică dumneavoastră. În data de 18 iulie 2019, guvernul a aprobat 2019, da? Da, acum recent, regulamentul de conferire a titlurilor științifice și în învățământul superior. Adică cu titlul științific și conferențiar profesor deja avem un regulament nou aprobat. Am acum la memorie sunt necesari sau suficienți doi doctoranți a fi ghidați și susținuți pentru a obține titlul de științifico-didactic de profesor. Știți prea bine, în codul educației lipsește sau dispărut profesor și conferențiar cercetător. Ei nu se regăsesc. Dacă domnul Cremicean spune că este propunerea, se vor regăsi, noi ne vom conforma. Dar astăzi este regulamentul, după noi, regulile de obținere a acestor titluri științifico-didactice au fost scăzute ca cerință, că e bine sau nu e bine, de acum rămâne să ne pronunțăm, dar în 18 iulie el a fost aprobat, regulamentul. Eu, să spun sincer, adică m-ar interesa ceea ce se referă la în instituțiile superioare, adică cadrele didactice, da, e clar, dar cadrele, noi avem instituții de cercetări care nu se preocupă cu problemele didactice. Eu pot să vă zic doar ce și cunoaștem cu toții. Doctoratul este a treia treaptă de învățământ superior. Deci îl trebuie să desfășoare într-o instituție de învățământ. Instituțiile de cercetare, nu știu dacă am dreptate. Cred că dumneavoastră, mă scuzați, cred că n-ați prins firul. E vorba că în instituțiile de cercetare, noi avem multe, să zicem, în Moldova, relativ multe. În medicină avem 8 instituții de cercetare. Și colegii noștri care susțin tezele, să zicem, teza de doctor habilitat, primeau titlul de cercetător. Ceea ce a spus dumneavoastră de profesor cercetător, ceea ce a spus dumneavoastră, da, înțeleg, se referă la cadrele didactice. Eu mă refer la acești vreo 400 de cercetători, unii din ei care au atins treapta doctorului habilitat.
Și vor să devină profesori. Iată, iată, aici e problema. Adică asta nu știu. Acoperă cerințele, da, cerințele acum s-au diminuat, chiar adică s-au devenit mai... Adică s-au diminuat, dar pentru cadrul didactic, dar pentru ceilalți. Domnul Cear, titlul de conferențiar și statutuași profesor și statutuași nu există în Republica Moldova la ziua de astăzi. Asta e primul. A doua lucru care trebuie să menționăm, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie a cooptat în consorțiul său de cercetare, încât și toate instituțiile de cercetare în domeniul medicinii. Astfel, după mine, există toate premisele ca împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie, toți acești cercetători care au atins toate nivelurile, să-și obțină titlul științific didactic care îl merită. Nu, dar nu poate să deține, el trebuie să ducă ore. Păi eu... Da, dar să zicem cum un medic care duce bolnavi, mulți bolnavi, face știință și se mai fac încă și pedagogie, în sensul nu se reușește, dar primește numai pentru una. Bun, titlul se numește științific didactic. Didactică trebuie să existe. Păi, este o problemă aici, din păcate. Nu, da, corect, științifico-didactic, dar cercetătorii participă, sunt conducători de teze, de doctorat, așa că ei participă în procesul de pregătire a cadrelor, la etapa a treia. Și au existat și titlul de conferențiar cercetător și profesor cercetător. Alte chestii, că ele au dispărut, dar și desigur că o parte bună a comunității consideră că noi trebuie să revenim. Asta este problema, domn director. Și desigur că și ANACEC trebuie să ia o poziție aici. Sigur. Deci asta. Deci, domnul academician a întrebat în sensul ca dumneavoastră să vă expuneți poziția. Susțineți sau nu susțineți? Noi am susținut consorțiumul creat lângă Universitatea de Medicină, ca să există un consorțiu de cercetare și educație. Corect a spus, conducerea tezei de doctorat, asta e o activitate didactică și cercetare, și astfel nu văd nicio problemă ca toate persoanele, cercetătorii care sunt implicați în procesul didactic, să fie încadrați pe 0102 la Universitatea de Medicină, pentru că asta și desfășoară procesul și să obțină titlul de profesor. Nu. Da, asta a spus, că asta m-a întrebat, asta v-am spus. Păi dacă nu ești implicat în procesul didactic, nu poți obține titlul științifico-didactic. E simplu. Uitați-vă, sunt lume care au titlul de doctor habilitat, dar nu pot să devină profesor cercetător. Au titlul ăsta de aici, s-au acumulat parcursul ultimor câte cu 3-4 ani aproximativ. Au fost, ei sunt. Și trebuie, sunt, lumea este, cum se zice. Da. Trebuie iată lucrul acesta cumva de hotărât, iată, până la data executare și așa mai departe, adică cum de procedat. Și dacă e vorba de aspectul acesta, de ce spuneți dumneavoastră, 01, vedeți că aici depinde de cui. Universitatea trebuie să aibă locuri, să te iei. Nu e chiar simplu să-ți plătească, să am timp să duc. Ei, sunt multe probleme. Da, domnul Cancean, întrebarea e corectă, clară. Noi o să avem posibilitate să mai discutăm aceste întrebări referitor la statistică. Dacă cineva mai dorește să ia cuvântul, fiindcă deci s-a propus noi să venim, adică să creăm un grup de lucru. Astăzi doar am inițiat aceste discuții. Eu îi mulțumesc domnului director pentru această propunere de a semna un acord. Desigur că vom semna un acord de colaborare, luând în considerare și noile provocări care sunt. Dar astăzi deci propunem un grup de lucru și grupul de lucru va analiza situația, va veni peste, eu știu, suntem la finele lunii iulie, clar că luna august majoritatea vor fi în concediu, dar în septembrie, într-adevăr, să lucreze grupul de lucru și poate undeva la începutul lunii octombrie să revenim la aceste chestiuni, să vedem deci cum noi
organizăm o platformă pentru a îmbunătăți statistica ce ține de știință și inovare. Deci, din partea Academiei de Știință, noi avem aici și conducerea, era și domnul vicepreședinte Moraru, a plecat, dar la prezidiu, mâine vom avea prezidiu și probabil vom discuta o candidatură care să participe la nivel de coordonare acestui grup. Avem și vicepreședinte din domeniul matematicii, doamna Svetlana Cojocaru, membru corespondent. Și mâine deci vom decide cine din conducerea Academiei va participa la nivel de coordonare eforturilor. Dar la nivel tehnic, doamna Kondratiukova, cine propunem noi? Deci, la nivel tehnic, dat fiind faptul că domnul director Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare Societății Informaționale, este persoana cea mai implicată în această activitate, da, așa, și într-adevăr este și lucrată și pe entuziasm, dar și pe cunoștință, pe profesionalism care îl are, noi îl propunem pe domnul director să fie în calitate de membru acestei echipe pentru a lucra asupra indicatorilor și a standardizării și asupra acestor date pe care vor fi reprezentate. Totodată, dat fiind faptul că avem o secție de management academic și relații externe. Propunem pe doamna doctor habilitate Elena Ungureanu, care este șefa acestei secții, să fie nemijlocită în componența acestei echipe, fiindcă ea într-adevăr a activat și coordonează mai multe activități care sunt preconizate. Dacă se permite două cuvinte ca să spun, adică pe lângă echipa care va fi preconizată, deci acest raport, această statistică pe care noi, pentru care ne-am adunat, va fi un suport temeinic pentru elaborarea raportului asupra stării științei, care este unul din cel mai importante, dar și va fi și un fel de raportare, un fel de formular de raportare pe viitor pentru toate instituțiile de cercetare și, în general, toate organizațiile din sfera din domeniul de cercetare și inovare și dezvoltare. Deci, în acest raport, în această sinteză, în aceste date statistici, trebuie să regăsească toate informațiile care se referă la o dezvoltare și la o creștere la un anumit institut pe fiecare segment în parte. În așa fel că dacă el o să fie plasat pe site, o să fie plasat într-un sistem de e-guvernare, respectiv atunci vom avea posibilitatea de a lua toată informația fără a apela nemijlocit la această instituție. Deci vom avea posibilitatea pe verticală, pe orizontală, datorită unor formule speciale, să ne luăm informația care este. Noi ne-am ciocnit de această problemă acum a elaborat raportul asupra stării științei pentru anul 2018, de aceea am ajuns la concluzie că este necesară nu de birocratizare a sistemului, dar de uniformizare și poate de ușurare a activității la nivel de toate instituțiile pentru a forma un formular, dar nu 3-4 la care noi ne referim. Deci, la nivel tehnic, noi avem două persoane care, într-adevăr, sunt specialiști și o să facă față. Mersi mult! Eu cred că noi o să ne adresăm și la alte entități. De la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este? Da, sigur. Da, dumneavoastră. Deci eu propun așa, poate vom de dumneavoastră sau și eu voi avea posibilitatea de discut cu doamna ministru să vedem cine va reprezenta ministerul în acest grup. Dumneavoastră cum credeți? Știința deschisă este una din acțiunile care face parte din planul de acțiuni pentru implementarea Foii Naționale de Parcurs pentru Integrare și Moldova în spațiul european de cercetare și încercăm să specializăm inteligentă. Este la ordinea zilei, am avut exerciții de descoperire antreprenorială în luna iunie. Da. Bineînțeles, Ministerul este deschis. Foarte bine, eu vă mulțumesc. Deci, iată, vorbiți la minister cu șefii și să vedem cine va reprezenta ministerul în acest grup de lucru. Adică trebuie să fie o persoană care este implicată anume pe componenta cercetare inovare și să fie membru al acestui grup de lucru. Același lucru se referă și la alte ministere. La Ministerul Finanțelor este cineva? Este
A, dumneavoastră, da? Același lucru. Eu voi vorbi și cu doamna ministru, dar și dumneavoastră, dacă o să aveți posibilitate, să discutați și să avem un reprezentant de la Ministerul Finanțelor și de la Ministerele Sănătății și Agriculturii, da, fiindcă avem institute de cercetare și eu cred că ar fi bine și ministerele respective să fie reprezentate. AGP, este domnul director interimar? Da, noi desigur vom participa la grupul de lucru. Propunerea ar fi, dacă este considerați relevant, să transmiteți o circulară sau o scrisoare okay, către da, bine, toate bine, instituțiile bine, care considerați că să desemnăm persoanele. Bine. Da. Bine. ANCD, este? Da. Deci același lucru. Discutați cu domnul director și vedeți. Da, și... Da, da. Excelent, iată, ANCD va avea reprezentantul său în grupul de lucru și să vină cu aceste propuneri la grupul de lucru. Așa, Ana Cec, vă mulțumesc. O să discutați. Bine, iată structurile principale, dacă, mă rog, mai sunt propuneri. Sunt de părere că fiecare secție ar putea un savant să delegheze în această comisie. Nu, de exemplu, nu. Domnul Cancian, nu. La prezidiu și la secție o să discutăm. Da. Așa că în grupul acesta de lucru să fie reprezentanții care vor lucra. Mai apoi vor veni la noi și ne vor raporta. Exact. Da, vă mulțumesc. Și revenim, domnul academician Popovici a spus că la trei întrebări n-a primit la două întrebări. Da, nu. Și mai avem dumneavoastră. Una o putem simplifica. O putem simplifica că e mai mult de curiozitate. Nu, da. Cu referire la cercetătorii științifici. Eu vreau să vă explic, adică să mă înțelegeți o leacă mai clar. Noi avem astăzi în instituții cercetători științifici care se ocupă ani de zile. Și nu au rezidențiat, să zicem, dacă vorbim de medicină. De ce? Există geneticieni, există specialiști care nu sunt medici. Da, și asta e una. Noi am putea să mai preluăm încă oameni talentați din universități, nu numai decât de medicină, și dar ei trebuie să aibă o motivație, că iată, ei ori face știință, rezultatul cercetărilor, ori susține teza de doctor, doctor habilitat și așa mai departe. Toate lucrurile acestea astăzi sunt închise. Nu-i posibil. Dacă tu nu ai trecut prin rezidențiat, gata, nu poți face. Iată, aici e un moment important și pentru a motiva, a stimula, am vrea ca... Coleacă Straniu, mă ocup cine ești, cercetător. E și doar că poți să fii până la 80 de ani. Foarte rapid, dacă nu vă supărați. Ana, ceea că nu este legiuitorul. Noi, dacă legiuitorul va decide, evident, noi ne vom aplica, ne vom conforma. Astăzi, ca să ajungem la susținerea tezei de doctor, este necesar să parcurgem școala doctorală. S-ar putea cu frecvență sau frecvență redusă. S-ar putea legiuitorul într-o bună zi să decide să ajungem la susținerea tezei de doctor printr-un studiu non-formal. Adică...
se frânează. Nu. Și este, omul lucrează 10 ani și n-are dreptul. Altul vrei să-l iei? Nu poți să-l iei, din cauza. Nu poți să are dreptul. Nu poți, trebuie numai la brand superior. Până la 80 de ani, se dea la brand superior. Domnul Căncean, asta încă o dată arată că noi cerem să ne întâlnim mai des, să ridicăm probleme, să le discutăm, să vedem cum noi soluționăm aceste probleme. Domnul membru corespondent Stratan, ați avut o întrebare sau deja... Vă rog, sau comentariu aici la... Nu știu, probabil deja a depășit pentru că s-a discutat. Am avut un comentariu... Domnule director Chiciuc, din partea Consiliului Directoral al Institutului de Cercetare, noi cam ne exprimăm așa grija în ultimul timp despre simplitatea unor documente de politică care sunt aprobate și noi vă rugăm foarte mult ca în acest să fie mai insistent în examinarea lor sau în avizarea lor, pentru că deseori dumneavoastră sunteți cei care până la urmă, eu vorbesc chiar de ultimele cerințe pentru a obține titlurile științifice. Și până la urmă dumneavoastră veți fi cei care, și noi tot timpul am pledat pentru faptul că tezele sau doctoratele nu trebuie lăsate doar la mâna universităților, noi tot timpul am pledat pentru faptul că nu trebuie lăsate doar la cheremul unor consilii sau instituții, trebuie să avem așa un filtru cum este ANACEC și măsura în care acum ele sunt într-așa o formă simplistă, noi riscăm în cazul Republicii Moldova ce obțin să discredităm foarte mult și titlurile și dacă o să aveți cumva, nu știu, și aici o dorință, am putea să discutăm, pentru că, mă rog, și hotărârile de guvern și legile se fac până la urmă cu oamenii, trebuie să faci tot așa niște mese rotunde, niște discuții ca să vedem cu ce propuneri să venim pe urmă și să, totuși să reparăm cumva aceste lucruri. Și al doilea moment care am vrut să-l spun, ține de școlile doctorale. Aici am o viziune proprie, pentru că noi tot timpul în statul ăsta deseori încercăm să implementăm din start ceea ce ne se oferă așa pe tava, ne ținând cont uneori și de un anumit specific sau background, chiar și sovietic de unde venim noi, dar nici țările cu educație dintre cele mai avansate în Europa, cum ar fi Germania sau Marea Britanie, nu au implementat procesul la Bologna 100%. Procesul la Bologna, să fie clar, pentru toți, el vine cu caracter de recomandare și nimeni nu este obligat să-l implementeze 100%. Și în momentul în care noi pur și simplu vom implementa doar ca să arătăm tuturor cât suntem de loiali și cât suntem de buni, în momentul ăsta noi o să riscăm să ne pierdem euul nostru, iar în cazul de față, eu aici am vrut să menționez că școli doctorale, aceste consorții care sunt astăzi create dintre instituții și universități sunt foarte bune, dar în institute, iarăși, el din ce în ce mai mult se va pierde. Dacă noi nu o să încercăm, totuși, nu, așa a fost situația. Cele mai bune școli științifice, la moment, pe domeniu, sunt în institutele de cercetare, cu excepția 2-3 universități. Și ele aici trebuie chiar să ținem, în altă ordine de idei, chiar ciclul ăsta 3 a educației, da? Noi discutam la vremea respectivă și despre acest lucru foarte mult, pentru că și aici cineva a finalizat studiile, deja lucrează vreo 10-15 ani în producție, revine la doctorat. Eu personal nu cred că într-o dânsul asta e ciclul de educație. Asta e ciclul, într-adevăr, de cercetare deja, care, dar rămâne opinie propria mea, dar cu acea rugăminte care noi am putea să ne întâlnim cu reprezentanții diferitor instituții de cercetare și universități, să vedem totuși să îmbunătățim regulamentele cu acordarea titlurilor, chiar rămâne dorit ca altfel să discredităm și atunci nu o să ne facă nouă față. Mulțumesc. Domnul membru corespondent, vă mulțumim. Eu așa înțeleg că poziția domnului membru corespondent este ca dumneavoastră, domn director Chiciuc, să deveniți mai rău, dar în sensul bun a cuvântului. Fiindcă chiar, spunem, cerințele acestea față de acordarea titlurilor științifico-didactice, adică diminuarea acestor cerințe, nu este un lucru bun și pe noi chiar ne pune în gardă pe toți. Eu cred că aceste nuanțe noi le vom mai discuta. Onorată asistent, stimați colegi, revenim la formarea grupului de lucru cu, dacă dumneavoastră
sunteți de acord, noi putem să ridicăm o problemă la, în fața Ministerului, în fața ANCD, fiindcă este un grant de la Comisia Europeană, care de fapt este un suport în dezvoltarea cercetării științifice și poate pentru aceste eforturi, iată, va fi o comisie care poate să chiar să facă un efort așa consolidat și totodată să beneficieze de un aport financiar. Adică noi vom ridica această chestiune să vedem cum va fi ea abordată. În final, problema care a apărut este rezultatul elaborării raportului cu privire la starea științei în Republica Moldova. A fost prima noastră experiență de acest fel. Vreau să menționez că în rezultatul elaborării am depistat mai multe aspecte care ne arată că avem mult de lucru, mult de lucru și în particular în ceea ce ține de statistică. De aceea și am venit cu inițiativa să ne convocăm, să discutăm, să creăm un grup de lucru și să încercăm să îmbunătățim situația. Este de datoria noastră, fiindcă suntem asociați la programele europene. Facem tot posibil să ne integrăm în spațiul european de cercetare. Și eu cred că împreună vom reuși și revenim la discuții la începutul lunii octombrie, da? Fiindcă, cum credeți dumneavoastră? Da. Dacă îmi permit, stimate domnul președinte, într-adevăr, e perioada concediilor și cred că în august mare treabă, n-o să reușim, dar în septembrie-octombrie, într-adevăr, două luni pentru a lucra acest grup de lucru. Clar că în următoarele zile el trebuie să fie aprobat componența, deci va fi prin circular, fiecare instituție va prezenta candidaturi. Dar ce vreau să spun? Deci din această discuție, din câte am înțeles, așteptările sunt foarte mari din partea deci, celor prezenți și instituțiilor care reprezentați. Eu înțeleg solicitări de date și dorința de a avea statistici cât mai bune, însă dumneavoastră trebuie să înțelegeți că aceasta presupune și un efort considerabil care trebuie să-l facem împreună, dar inclusiv și Biroul Național Statistic, care cu părere de rău, deci nu are acoperire prea mare la nivel de personal. Domnul director Cojo care cunoaște, sunt doar două persoane care activează pe acest domeniu. De aceea, rugămintea mea către dumneavoastră este, atunci când noi vom depista sau, eu știu, vom vedea care sunt problemele de soluționat, obiectivele pentru perioada următoare, să veniți sau împreună să facem lobby la guvern, la minister, în așa mod că să fie alocate, eu știu, resurse financiare, personal și așa mai departe, pentru a face față celor cerințe care vor fi crescând în următoarea perioadă. Mulțumesc! Da, eu cred că se susține această propunere. Eu vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru participare, pentru o viitoare conlucrare și mulțumesc și domnului director Igor Cojocaru, care a pregătit această prezentare pentru a ne iniția în aceste probleme. Vă doresc o seară frumoasă și pentru cei care pleacă în concediu să beneficiați de zile cu mult soare. Revenim toamnă. La revedere!